Când avem discuția de candidaturi, tot timpul ne gândim numai la oameni politici. Poate de data aceasta, Partidul Social Democrat nu va veni neapărat cu un om politic. Va veni, în schimb, cu un intelectual, nume. De aceea v-am dat V-am întrebat de dor de domnul Cristoiu, dar v-a făcut că n-auziți. Este un om de stânga, în fibra dânsului. Dacă urmăriți toată evoluția și după maestrului Cristoiu, îi depista valorile de stânga în tot ceea ce spune și s-au scris. Dumneavoastră... Întâi să mă hotărâți dacă eu voi intra în această competiție. Încă așteptați răspunsul de la domnul Cristoiu? Cu certitudine... Că mi-a zis data trecută, că credeți domnul Cristoiu. Cu certitudine, cred că România are nevoie de un președinte de stânga. Un om care împărtășește principiile în primul și în primul rând de stânga. Este nevoie de o schimbare după 20 de ani. Sunt oameni de stânga în România care pot ocupa această funcție, cea mai înaltă funcție din statul român. A fost o mișcare abilă, foarte interesantă, pentru că eu îi spuneam domnului Robert Urțescu, este ca și cum când ești tânăr ca să scapi de una, că nu te însori cu ea, o să spui că te însori cu Megan. Sigur că e clar că n-ai cum să te însori, dar în felul acesta ai scăpat de sâchie. Deci ca să scape de domnul Joană, domnul Ciolacu a zis că partidul se va însura cu mine.